Ok, deci Saltos Mister, bine m-am găsit la o nouă serie, un nou joculeț, mă rog, nu știu dacă o să facem o serie cu acest joculeț, dar na, depinde de voi asta. Astăzi ne vom juca, am uitat cum se numește, ok, e ceva cu război oricum, asta tot ce știu, că e ceva cu război, da? Da, e un joc destul de interesant, e un fel de copia Clash Royale, da, gen, aproape exact Clash Royale. Dar și, mă rog, oricum e foarte fain jocul. Da, așa dacă vreți să facem o serie cu acest joc, chiar o să facem. Îmi place foarte mult că e cu tematica de, cu tematica militară și război chestii. Ok, hai să dăm upgrade tipei astea, grenadierul, fiindcă e destul de OP. Tipa, și cred că am făcut și level 2, nu? Da, am făcut level 2. Asta e super fain, că ne se măresc statisticile astea aici. Ok, Soblană. Și e foarte fain jocul ăsta. Mie mi se pare foarte interesant, foarte șmecher. Da. O să jucăm, cred că vreo, o să jucăm, cred că două meciuri, da? Pentru că eu mă grăbesc să filmez cât mai multe episoade ca să le postez, pentru că voi când vedeți clipul ăsta, eu sunt deja plecat la munte. Și nu o să am timp la munte să filmez, știți? Na. Hai să dăm un battle până atunci, dar o să filmăm două episoade. Vedem ce apă în pică. Nu, cu ambici, așa. Nu asta, nu asta. Așa, yes, asta vreau să văd. N-am mai văzut bamba asta niciodată. E prima oară, cred că, când joc, da, e prima oară când joc pe ea. Băi, arată interesant. E o plajă. Băi, arată interesant. Ok, hai să vedem ce facem. Avem o mână bunicică, cred. Ok, hai să dăm una din asta aici. Nu, că la o să facă bum. Ah, au făcut bum. Ce nasol. Ok, hai să punem. Stai, ăla nu dă. Așa, ce așa. Ăla au pus pe mega prost. Asta mi-a activat și turnul din mijloc. E cam nab. Cam nab băiatul. Din câte se pare, dar nu prea le are el cu jocul. Adică mi-a activat turnul din mijloc. Mamă, uite acolo. Uite ce are pe partea aia. Deci pe partea aia are so multi trupi. Ăla e super OP, deci ăla cu ciocanul ăla în mână, cred că e cel mai OP pe cartea mea. Deci dă 5, dă 7, 1000, nu, nu, dă vreo 700 damage. Ce ceva de genul. Și ăsta e OP, ăsta e epică, ăsta dă 500 per hit. Uite și el are. Mi se pare mult prea OP, frate, adică totuși. Și mai dă și un one shot. Adică, na, let's go, go, go. Da, și fiecare dintre noi avem câte un comandat, dacă pot să spun așa, și cu fiecare comandat, la rândul lui, are câte o abilitate specială. Cum ar fi comandantul meu și comandantul lui, spawnează la fiecare minut trecut un din asta, un, le zic, un cadavru, ce prost ăsta. La fiecare minut trecut, mamă, dar mă anihilează băiatul. Nu știu cum să zic. La fiecare minut trecut el da, spawnează câte un din asta, câte un tank la fiecare minut trecut. Da, câte un tank. Și asta e destul de interesant. Mamă, ce vai, 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 ce aici. Aici o să fie luptă de 3 stele sau 3 coroane, depinde cum vreți voi să spuneți. Ok, dude. Mie îmi convine. Dacă vrei să jucăm dur, jucăm dur. What the fuck? De unde dracu are atâtea cărți? Wow, 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 wow. Ce căcat? Dude, când m-a bătut? Eu încă nab la jocul ăsta, sunt foarte nab. Mi se pare... Nu greu, dar snab, snab. Hai vedem ce am primit aici. Sergeant, Rifleman, Grenadier și... Bombing Raid, ok. Vedem la ce putem da upgrade. O să-i dau upgrade-ul ăsta la ăștia, de fapt. Bine, aici e doar unul singur, dar e de fapt 3, dar mă rog, nu contează asta. Și lua asta, că avem nevoie de cărți mari. Pot să mai fac o dată. Mor. Poți să mai dau o dată upgrade, ești prost? Poți să mai dau asta o dată, pentru că why not, fiindcă e destul de pe carte. Nu? Hai să dăm home, hai să dăm battle. Nu știu, vedem dacă meciul ăsta să dureze mult. Nu cred că mai filmăm niciunul, nu știu.
mă grăbesc și trebuie să filmez episoade, nu știu, minim 5, cum o să fie, episoade scurte. Când mă grăbesc așa, când se plec undeva, așa fac, filmez episoade din astea așa mai scurte. Când nu am timp să filmez episoade lungi. E destul de greu. O să punem pe asta din spate. Ok. Punem pe asta în față ca să stancheze. Punem pe ea. Ăsta aici. Tancul stancheze. Asta e treaba lui. Ăsta nu mai împinge. Ok. Dar atenție, dacă ajunge pe turn, i-am rupt. Ok, turnul ăla e down. No, nu mai ai ce să mai faci, frate. Dacă tipul ăla cu ciocanul ajunge pe turn, te anihilează. Deci mi se pare prea OP tipul ăla cu ciocanul. Deci tipul ăla cu ciocanul e prea fain. Cred că cea mai OP. Una dintre cele mai OP cărți. Ăla cu ciocanul. Deci asta e părerea mea. Ok, hai că poți să-l batem, că o să mergi cu 1 minut după asta, fiindcă ăsta a fost prea scurt. Trebuie să-l batem. Ok. Destroy de mala, frate meu. Îi dăm o din asta. Ok. Cred că dintr-un tank e rip. Nu știu, cred. Din tankul ăsta e rip. Că de tankul dă 200 și... Ok, l-am bătut. Dar tankul dă aproape 200. Dacă pot să spun așa. Aproape. Ok, mergi cam o rundă. Pentru că meciul ăsta a fost destul de rapid. Hai să dau și eu de bloc. Ca să dau și eu de blocare asta. Mi chiar îmi place jocul, adică chiar e destul de interesant. Nu vreau ca să intru aici. Ok. Nu, e nu sunt cumpăr catul ăla. Chiar dacă e destul de fain, dar 5 lei, nu, eu nu bag bani în jocuri. Deci să mai băgăm un meci. Pe să-mi pice tot plaja, fiindcă îmi place cel mai mult. Ei, merge asta, ui, eu map, ok, nu contează, dar îmi place mai mult plaja oricum, mi se pare mult mai interesantă. Da? El ce face ăla? Nu știu ce face. Tipul ăla lui. Nu, tipul ăla, uita cum se numește, un soldat, capitanului, dacă putem să spunem așa, chiar dacă nu așa se numește, dar na. Nu știu cum se numește de fapt, Milenes. Wow. Ok. Mamă, cât sunt acolo. Am dat cam târziu alea. Asta face. Ok, e tipul ăla care spawnează trupe. Ok. Interesant. Băi, destul de bun. Dacă pot spune așa. Da, e destul de bun. Ok, hai să-l punem pe ăsta aici. Să-i spargă leacă pe băieți. Da, hai să presă să ajungă pe turn, sper să ajungă pe turn. Lasă să ajungă pe turn. Na, nu-l lasă, uite ce bunangiu. Na, am crezut că e prost, dar nu-i prost. Uă. Pf, ce autist ăsta. N-am văzut să fac asta. A, merge prost, am crezut că sunt astea. Bă, trebuie să mai învăț cărțile, nu prea le-am eu cu cărțile, na. Sunt cam autist la momentul de față. Uă, trebuia... Chestia trebuia să le păstrez pentru aia mare. Sunt prost. Uite, cât s-a aici. Dar vezi, am s-o bomba ce dau acolo. BUM! M-am dat-o la fix, ești prost. Bă, dar la fix am dat-o, mor. Am dat-o s-o bine. Turnul ăla e rip, nu mai ce să mai fac cu el. Da, e rip. Ok, dar și ăla e rip. Mamă, cât s-a aici. Ok. Rip băieții. Noi acum cred că ar trebui să ne apărăm, dracu. Nu știu, altceva nu prea mai avem să facem. Ok, hai să-l pun pe la stancheze. Îi pun pe ăștia în față. Dăm săgețile. Săgețile, mă rog. Nu se numesc săgeți, dar mie așa îmi place să-i spun pentru că seamănă foarte mult cu săgețile. Din Clash. Ok, și prindem amândouă acolo și cred că-i dăm. Ok, am dat detonarea și gata, frate meu. 3, 2,
One, am câștigat cu 2 la 1, cu 2 la 0. Nu, cu 2 la 1. Bă, nu, 2 la 0 lol. Ok. Easy. Da, ok, nu contează. Bă, easy. Bă, mi-mi place foarte mult jocul ăsta, chiar e foarte interesant. Chiar e foarte interesant. Bă, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, asta stați butonul de like și butonul de subscribe. Dar și scuzați-mă pentru că e foarte scurt episodul, dar mă grăbesc ca să filmez cât mai multe episoade, da? Și nu ne vom vedea data viitoare. Ciao les!